Administrația Națională de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni, până pe data de 2 octombrie. Potrivit meteorologilor, vremea va fi oscilantă, cu temperaturi scăzute la nivelul întregii țări, până la data de 24 septembrie. Probabilitatea de apariție a precipitațiilor va fi ridicată pe tot parcursul intervalului de prognoză. În Moldova, media temperaturilor va fi mult sub cea specifică perioadei până la data de 24 septembrie și se va situa în general între 13 și 17 grade ca maxime și între 5 și 8 grade ca minime. Va urma o creștere a valorilor termice la început a celor maxime, apoi și a celor minime, astfel că în jurul datei de 27 septembrie media maximelor va atinge 21-22 de grade, iar a minimelor va fi de 10-11 grade. În zilele care vor urma până la finalul intervalului de prognoză, nu vor mai fi variații termice semnificative. Probabilitatea de ploaie va fi mai ridicată între 19 și 23 septembrie, precum și după data de 26 septembrie.